Te iubesc atât de mult, amice! O să mergem spre Curcubeu împreună! Oh, ce viață minunată! Ce-a fost aia? Mamă, ce s-a întâmplat? Rezolv eu problema! Oh, bine! Unde suntem? Oh, căluțule! Salutare! Mamă, ai terminat? Oh, cheamă pe cineva să ne ajute! Suntem blocate aici! Dar nu e semnal aici! Nu se poate! Nu, nu! Oh, ce? Cine e acolo? Nu suport hărțuitorii! E timpul să le tai! Wow! Ce armăsar! Mai, mai! Cred că nu văd bine! O prințesă frumoasă, în deșertul ăsta! Trebuie să o salvez! Bună ziua, doamnă! Te ajut cu mașina? Da. Lasă-mă să repar eu! Eu sper să nu dureze prea mult! E posibil să fie nevoie să stați aici în weekend! Sigur? Bun! Cum? Nu! Tu o să stai aici! Fă-te comodă! Pe curând! În sfârșit! Nu pot să dorm în camera asta! Cu țăranul ăsta! El e fiul meu, Steve! Poftim! Glumești, nu? Ăștia nu sunt ai mei! De ce? La naiba! Haide! De ce mi se întâmplă mereu asta în fața unei fete? O să stați împreună Poftim? În camera asta! Mergi, fermoarule! Ce faci? E bine! În sfârșit! Bună! Eu sunt Steve! Nu dau mâna, mersi! Apropo, ăsta e patul meu! Dar e al meu! Ce cameră înfricoșătoare! Are nevoie de o îmbunătățire! Wow! Auriu strălucitor! E bine! Exact cum vreau! Mult mai bine! Și acum perna! Wow! Partea ta e foarte frumoasă, dar nici partea mea nu e așa de rea, totuși! Totul arată atât de sărăcăcios! Sper să fie mai bună mâncarea! Spune-mi, te rog, că nu mâncăm așa ceva! Bună dimineața, rază de soare! Micul dejun e gata! Miroase uimitor! E făcut cu dragoste, draga mea! Poftă mare! Poftim! Folosește-o ca Steve! Uite! Vai de mine! Stilat! Uite ce pot să fac cu puiul meu! Omul cavernelor! Amuzant, nu? Fără maniere? E atât de bun! Mănânci? Nu, mi-a pierit pofta de mâncare! Grozav! Mai mult pentru mine atunci! Salutare, puiule! O să ajungi fix în vârtica mea! Nu pot să cred că trebuie să văd așa ceva! Nu mai suport! Mă scuzați! Carnea de pui e atât de moale! E atât de bună! Mulțumesc! Vai de mine! Am uitat! Hei, e totul ok? Da! Mai vreau! Bine, bine! Ce bun e! Așa e, nu? Ultima noapte în locul ăsta! E timpul pentru somnul meu de frumos! Pata, mărât și idiot! Locul ăsta e culmea! Când o să se termine coșmarul ăsta? Ăla e un porc? E doar un Steve! Serios? Ar trebui să meargă? Liniștea pe care o merit! E timpul pentru TikTok! Haide, măi! E timpul să-ți faci treaba, amice! Unde sunt găurile? Chinuie de mai mult! Ok, nu te pune cu mine! Trebuie să învățați să colaborați! În sfârșit! Noapte bună! Mi-e dor de tine, Daisy! Dezgustător! Încerci să mă omori? Steve! E cea mai nasoală noapte din viața mea! S-a zis cu somnul meu de frumusețe! Bună dimineața! În sfârșit ai trezit! Ți-am făcut niște cafea! Cafea! Drăguț din partea ta! Poftim? Fără lapte?
Lapte? O secundă! Sper să nu strice mai tare! Salutare! A? Eu! Proaspăt mult! M-am răzgândit! Nu vreau lapte proaspăt! Miroase oribil în hambarul ăsta! Bună, dragă! Vrei să cuști din iarba mea proaspătă la micul dejun? Poftim un cafe la te! Oh, nu! Mă fac vegană! A, mai multă pentru mine atunci! Îmi vine să vomit! Mi-e foame! Și mie! Hai să luăm ceva de mâncare! Dar stai! Trebuie să mă schimb! Unde e mâncarea? Aici! Alea? Da! Servește-te! Dar sunt pline de... dar mi-e foame! Bine! Scârbos! Cred că ajung pentru o omletă! Wow! Te descurci grozav, Sally! În sfârșit! Vai! Aoleu! Nu! Mamă! Ce se întâmplă? Mamă, urăsc locul ăsta! Hai să plecăm! Ți-am reparat mașina, dar nu vreau să pleci! Iubitule, nici eu nu vreau, mamă! Nu mă simt bine! Ce s-a întâmplat? Sevi, trebuie să stăm mai mult timp, dar mama... Poți să mergi cu mine la școala mea? Școala ta? Pentru asta o să am nevoie de haine noi! Ești sigură că hainele astea sunt potrivite? Cine e cea mai frumoasă din lume? Sunt din ultima colecție și geanta asta... Salut, Chris, ce mai faci? Cine e asta? O, prietenă! Ce ciudat arată! Uită-te la tine! Măi, fermierule! Opa, ce tupeu! Distracție plăcută! Bun venit la fermă, domnișorico! Dar unde pleci? Propriul meu de la Pior! Super! Gândaci? Îi urăsc! Vin după mine! Nu! Gata! O sun pe mama! Nu! Prețiosul meu! S-a spart! Dă-mi telefonul tău! Păi asta! Poftim! Ce e aparatul ăsta ciudat? E din epoca de piatră? Sper să meargă! Nu se întâmplă nimic! Ce are? E nebună? Ce face? Bun venit! Urmează numărul pe care vrei să-l apelezi! Ia-l! Hei, ușurel, domnișoară! Respiră, Sally! Frate, cineva trebuie să se ducă la doctor! Nu pot să mai stau aici! Chestiile astea nu sunt de mine! Să scăpăm de ele! Ce e ora asta? Egal cu 3. Urăsc matematica. Deci 4 plus 4. Ce învechit. Nu ăsta. O fi ăsta? Nu. Unde o fi? Aici erai. De ea aveam nevoie. O să mă scape de stres. Ce face? Ce e zgomotul ăla? Mă doar urechile. Termină! Adunătura de necivilizați! La ce vă holbați? Du-te acasă, prințeso! Să ne întoarcem la lecțiile! Trebuie să fac un duș! Sper să mă ajute! Miros a canalizare? Ce mănâncă ăștia la micul dejun? Dispari, miros rânceț! Ok, ora s-a terminat! Slavă Domnului! Am nevoie de niște aer proaspăt! Unde pleacă toată lumea? S-a terminat ora? Ce se întâmplă? Iată foarte Unde e laboratorul de chimie? Hai să mai încercăm piatra foarte de hârtie! Care e problema lor? Prieteni, ce ziceți de ăștia? Piatra foarte de hârtie! Nu vă plac banii? Normal că da! Îți arăt eu unde e laboratorul? E acolo! Mulțumesc! Piatra foarte de hârtie! Prieteni, ia uitați! Poftim? Ăsta nu e laboratorul, e toaleta! Poftim? Sărănoi ăia! Stați să vedeți cum o să mă răzbun, huliganilor! O să vă pară rău!
Cum e laboratorul de chimie? Bun venit în școala noastră! Luați-i voi, prieteni! De ce râdeți? Pentru că sunt bogată? Stați să vedeți! O să vă pară rău! Aoleu! Găleata mea! Ce faci cu ea? Ei, domnișorico, am nevoie de găleata mea! Să-ți curățe apa în fostele de bogătașă, Sammy! Oh, nu, hainele mele, machiajul meu. Nu, săracă de tine. Nu, nu sunt săracă, sunt doar udă. De ce nu mă place nimeni? Nici măcar n-am vrut să fiu aici. Mă simt atât de singură. Savi? Hei, ce s-a întâmplat? Savi, ce-ai pățit? Colegii tăi de școală mă urăsc. Sunt udă luarcă. Uită-te la mine. Și mi-au făcut o farsă. Savi, îmi pare rău. Poftim, cred că ți-e frig. Poți să iei cămașa mea. De ce-ți pasă? Pentru că sunt prietenul tău. Ești? Da. Mersi, Steve. Wow, ai câștigat iar? Salutare, prieteni. Steve, de ce ești cu fata asta rea? E prietena mea acum. Da, prietena? Vă vine să credeți? Puteți să mă învățați jocul? Prieteni, prieteni. Păi, poți să joci. Ura! Locul ăsta. Steve m-a învățat atâtea chestii. Și nu vreau să plec. Da, rezolvă. Savi, ești adorabilă. O secundă. Ascultă, pot să o rezolv. O să ne părăsească în curând și o să fiu iar singur. Ce o să fac? Asta înseamnă că... nu. Carol, trebuie să vii. Dacă nu apari, o să anuleze înțelegerea. Nu am altă variantă? Trebuie să plecăm. Să plecăm? Dar, mamă, chiar îmi place locul ăsta. Am început să am prieteni adevărați și Steve e ca un frate pentru mine. Nu vreau să plec. Îmi pare rău, scumpo. Dacă nu vii, o să pierdem. Sunt pe drum. Îmi pare rău, trebuie să plecăm. Iar singur. Dar, mamă, e nedrept. Nu vreau să plec. Du-te să-ți faci bagajul, te rog! Nu! O să o ajut eu! Te urăsc, mamă! Iubesc locul ăsta! Simt că pot să fiu un om mai bun când sunt înconjurată de oamenii ăștia! Urăsc chestiile astea strălucitoare! Nu mai înseamnă nimic pentru mine! Nu vreau să plec! Nici eu nu vreau să pleci! O să fim prieteni pentru totdeauna, da? Normal, Savi! Știi, asta e jucăria mea preferată și într-o bună zi o să mi-o aduci înapoi! Mulțumesc, Steve! Promit că o să-ți o aduc înapoi! Nu plânge, Savi! Trebuie să plecăm acum! Haide! Stai să te ajut cu bagajul! S-a terminat! Mamă, sunt gata! Nu mă uita! Pa, Carola mea! Pa, pa, Savi! O să-mi fie dor de tine! Nu mai suport! O să-mi aduc mereu aminte de tine, Carol! Știi ceva? Aleg dragostea! Fericirea fetiței mele e cel mai important lucru serios? Pentru mine! Gata! Rămânem aici! Ura! Ura! Rămânem! Mersi mult, mamă! Da, sunt atât de fericit! Și din moment ce rămâi aici, hai să curățăm balega de cal din grajd! Poftim? Ai zis? Balega de cal? Da, o să fie distractiv! Hai să o facem! Spune-ți rugăciunile, castravete! O fac corect? Da, am tăiat castravetele! Acum pot
posta asta. O să fie viral. Hei, prieteni, sunt eu, Tocilarul. Priviți-mi premiile. Singurul rival adevărat? Chiar eu. Am doar un milion de vizualizări? Bună ziua, Elec. Azi vom desena o pisică. Dați tot ce puteți. Vă dau niște foi pe care să încercați. O pisică? Cum să desenezi eu asta? Poate o linie aici și un punct aici. Două cercuri și o buclă aici. TikTok pentru totdeauna. Oh, frate, asta nu e o pisică. Oh. Minunat! Mai frumos decât a profesoarei. Hei, Steve, pot să copiez pe-a ta? Să copiez? Pe-a mea? Ce? Vorbești serios? Nu ți-aș da niciodată desenul meu, pentru că să copiez e un lucru rău, Savvy. Doamna Gabriela, Savvy iar copiază. Tocilar mic. Steve, ești cel mai tare, Steve. Bună treabă. Aș vrea să fiu ca el. Steve, alo? Steve, mă auzi? Hei, pământul către Steve. Steve. Oh, nu contează, o iau oricum. Le pun una peste alta și apăs. Da! Perfect! Poftim! Oh, interesant! Și asta? Voi ați streșat? Pedeapsa! Nu! Iadri! Steve, o să deranjez bebelușul! Ce dulce! Oh, nu sunt însărcinată! Ce îndrăzneală! Oh! Am doar niște probleme cu gustările. Sunteți pedepsiți. Și acum? Pentru că vă place atât de mult munca în echipă, o să vă dau o temă. Terminați asta și apoi plecați. Oh, nu, mate, e imposibil. Cred că mi se topește creierul. Trebuie să fii jumătate computer ca să poți rezolva asta. Așa că, Steve. Interesant. Așa mult timp, așa puține cărți. Cool, gata. Mai am nevoie de energie. Zahăr. Oh, da, febra zahărului. Nu poți sta locului. Ha? La o parte. Steve. Cum poți mânca atâta mâncare proastă? Iac. Ah, trebuie să am grijă de mine. Timp pentru mine. Bomboanele naturii. Gustări sănătoase. Trebuie să fac o nouă postare. Savvy vă oferă sfatul de înfrumusețare al zilei. Azi ai păr, mâine dispa. Păr enervant. Acum puțină culoare. Asta o să arate drăguț. Boss. Iar acum buzele. Nu pe dinți. Dispar de aici. Așa, Audrey Hepburn. Hei, privește-mă. Asta e poza. Am terminat. Tu ce faci? Coșuri. Sunt peste tot. Ce s-a întâmplat, Steve? Uită-te la astea. Arăt așa rău. Tipul ăsta e ciudat, dar e bun la școală. De ce? Poate dacă eu îl ajut, o să mă ajute și el cu notele. Da, Savvy, ești foarte, foarte deșteaptă. Am o ofertă pentru tine. Ce ofertă? Tu mă ajuți cu școala, iar eu... Nu mai am coșuri. Cool! Ele! Serios? Sigur! Deci, te bagi? Da, ne-am înțeles! Dă-mi testul tău! Uite! Să folosim niște putere de tocilar! Stai deoparte! Iar răspunsul e 0! Gata! Ușa e blocată! Lasă-mă să te ajut, Savvy! E toată ta! Ce tocilar!
Ha? Să scăpăm de asta. Aha! Trage, nu împinge. După tine. Da, ești așa puternic, Steve. Creier și mușchi. Iar acum? E totul bine? Trebuie să mă ajuți cu asta, Steve. E mai ușor. Cu puțin ajutor. De exemplu, 7 plus 7. Iar acum ai răspunsul. Ei bine, 4? Poate asta o să te ajute. Simte ritmul. Ce tot faci? 1 plus 1 2 2 plus 2 4 Wow, bună treabă! 4 cu 4 8 8 plus 8 Nu știu. Nu știi? Ghicește! 8 Serios? Nu știi? Habar n-am. Era un cântec așa bun. Ok. Care este prețul final? E ușor. 5 dolari. Da. Wow, ești foarte bună. Dar aici. Steve, nu fi ridicol. Cine ar cumpăra o geantă de 64 de dolari? Aha. Tocmai am făcut calculul. O, doamne, Savvy, te pricep la mate. Ce cool! Asta poate însemna doar un lucru. Ești invitată oficial în clubul meu pentru mate atleți. Da, Steve, visează în continuare. Bun venit la prezentarea mea! Hai să mergem să salutăm florile! Ui! Adică... V-a plăcut? Penibil. Credeți-mă, alpinele sunt cool. Puterea polenului. Da. Ce e aia? Unde s-a dus? Yay! Suntem gata pentru primăvară. Nu contează. Steve? Da, domnule. Bună treabă. Da. Wow! Un 10! Mulțumesc! Amator! E rândul meu! Hei, prieteni! Pentru prezentarea mea am pregătit un dans! Dă-i drumul! Umerii pe spate, brațe încrucișate, apoi nu mai contează! Ce stil! Nici nu trebuie să termini! Uite rezultatul tău! 10 plus? Mulțumesc! 10 plus? Ce? Oh, ce aiurea! Bună, copii! Scuze că am întârziat! Astăzi avem un test rapid! Ce? Nu, ce, ce nasol! Da! Sunt așa pregătit! Oh, nu! Și acum ce fac? Împarți, nu scazi! Poți să faci? Da, sigur. Nu. Haide, creierule, am nevoie de un indiciu. Nu. Ce e mirosul ăsta? Eu sunt. Trebuie să rezolv asta. Ar trebui să am ceva. Asta ar trebui să meargă. Un mic truc femeiesc. Sper că o să meargă. Dacă merge acolo jos, poate merge oriunde. Da, merge. Am terminat. Vorbesc serios? Sunt gata. Ce? Urăsc matematica. Haide. De ce mă urăște universul? Elev, încă 5 minute. Savvy? Asta nu e de bine. Trebuie să ajut. Știu. Savvy, oprește-te! Nu face asta! Stai puțin, o să te ajut! Acum înțelegi? Da, înțeleg! E evident! Sunt mai bună la mate decât credeam! Iată-l pe următorul! Continuă așa, tocilarule, adică Steve! Bine că ai multe produse de machiaj! Ce tot faci acolo? Și reții 2.
Bună! Savi, ce se întâmplă aici? Doar rezolvam testul. Ce e asta? Culoarea mea preferată! Mersi! Am reușit! Bate-n palma? Ok! Sunt așa mândru de ea! De fapt, nu e așa de rău! Uite-o! Steve, am luat 9+! Steve, de ce nu mă asculți? Un concurs de talente! Crezi că Chris o să fie acolo? Da! Așa sper! Îți place de ea? Du-te, salut-o! Nu! Du-te! Oprește-te! Glumești! Ce o să fac? Întâi, îi faci cu ochiul. 2, îți dai părul pe spate. Și 3, detaliul final. Îți muști buza. Și o să fie perfect. Stai! E chiar așa ușor? Da. Acum du-te. Baftă, Steve. Ești ok? Ce fac acum? Notițele mele. Ok. Fac ochiul. Încă de câteva ori. Ai ceva în ochi? Nu. Acum părul pe spate. Și da. Îmi mușc buza. Ei bine. Cred că am întârziat la oră. Ok, pa. Acum crede că sunt ciudat. Steve, poate că nu a fost o idee bună. Renunț, Savvy. Ce a fost în mintea mea? Stai. Am o idee. De ce nu mergi la concursul de talente? Dar nu am niciun talent. Prostii, Steve. Ești cea mai inteligentă persoană pe care o cunosc. Hai să o facem, Steve. Vino. Gata? Dar ce facem aici, Savvy? Încercăm să-ți găsim talentul, Steve. Încearcă chitara. Dar cum cânt la asta? E ușor. Dă-mi mâna. Acum pune-le așa. Îmi atinge mâna. Fac bine? Acum zdrângă-ni. Ok. Da. Continuă să încerci. Savvy, cred că am reușit. Marfă, da. Asta e. Dacă mă gândesc mai bine. Dă-mi aia. Dar de ce? Nu cred că ăsta e instrumentul tău, Steve. Ce urmează? Poate ești cântăreț? Un microfon? Nu prea cred. Încearcă. Ok. Pregătește-te. Baftă, Steve. Inima mea bate. Nasol. Și dacă mă părăsești? Nu, Savvy. Aleșinat din cauza vocii mele. Ce e asta? Un xilofon. Cântam la asta când eram mic. Ce frumos. Da. Savvy, mi-am găsit talentul. Ce? Nu, e prea simplu, Steve. Am altceva. Întâi, ca să se îndrăgostească de tine, trebuie să știi să dansezi. Ia-te după mine. Brațe, brațe. Da? Scutură, scutură, bate, scutură, bate. E un trend viral? Da, este, îl știi? Desigur, doar că nu am avut cu cine să-l fac. Hai să facem un TikTok. Da. O să fie tare. Uite așa. Gata. Brațe, brațe. Scutură, bate. Scutură, bate. Mână, mână. Învârte volanul. Înapoi. Și drumețul. Pozează. Uite așa. Steve, ți-am găsit talentul. Ai fost grozav. Crezi? Da. Da? Da. 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 E ziua concursului de talent al lui Steve. Sper că e pregătit. Hei, Steve, ești gata pentru marea zi? Sunt așa încântată. Dă-mi unicornul, te rog. Inspira adânc.
Expiră adânc. Oh, nu! Sper că și-a găsit costum. Da, domnule director. Sunt cel mai bun elev. Am uitat ceva, oare? Oh, Steve! M-am trezit! Steve, de ce nu-mi răspunzi la mesaje? Sunt pe drum! Savvy, am ajuns! Ai întârziat! Ce porți? Iac! Uite! Ia astea! Bine! Nu știu ce să zic de astea! Ce? Nu pot să merg așa! Savvy, tu vorbești serios? Ei bine, toate hainele de aici sunt super mici. Ce tot faci? Da. Asta o să fie perfect. Bine, Steve. Uite, poartă asta. Nici gând, Savvy. Vor râde de mine. Nu voi face asta. Nu pot să cred că fac asta. Hai să vedem. Doamnelor și domnilor, următorul nostru concurent este Stevie Albina. Bună, hai să o facem. Alda, ha! Ce n-ai? Asta e un dans? Leapă de pe scenă! Steve, fă ca mine! Da! Acum tu! Aha, am înțeles! Și unu, și doi, și trei! Piruetă grațioasă! Reușești! Și mângâie aerul! Apoi cântă până nu mai poți! Sfârșit! Bravo! Sunt așa mândră de tine, Steve! Îmi pare rău, Steve! Nu-ți cere scuze! M-ai ajutat să câștig! Oh, Steve! Ce? Așa fericit! Acum că are toată atenția asta, nu mai are nevoie de mine. Savvy, nu! Stai! De ce îmi face asta? Credeam că mă place. Eram așa drăguți împreună. Poate doar mă folosea. Poate nu sunt destul de bună pentru el. Steve? Îl văd peste tot. Ce e în regulă cu mine? Savvy, vin! De ce plângi, Savvy? Erai cu fanele tale. Ce fane? Tu ești fanul meu numărul 1. Serios? Da, ți-am adus florile astea. Vai, mersi. Nu ne vede nimeni.